Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem tot pe data de 25 august. Fac aceste verificări și am găsit ceva interesant. Aici avem un roi de beca, de backfast, sau matcă roșie. Să zici adevărul, nu înseamnă tot timpul că faci infracțiune acum. Dacă zici adevărul, înseamnă că faci infracțiune. În legătură cu rasele, mă refer, adică cu rasele de albine. N-are cum să fie doar carpatină în România. Indiferent de ce legi vor scoate, este imposibil acest lucru. Nici înainte de a veni hibrizi și diferite corcituri în țară, tot era alt tip de albină. Era albină subcarpatică, albină dobrogeană, albină, mă rog. Cine a citit niște cărți știe despre ce e vorba. Bun, acum vreau să vă prezint că această matcă roșie, cum îi zic eu, nu e o rasă, e o matcă roșie. Am tot selectat, am mai făcut și, vedeți, eu l-am restrâns pe 6 rame acolo. Eu am văzut deja cuibul, dar vreau să vi-l prezint. Mă gândeam, trebuie să vedeți acest lucru. Se spune că această albină roșie nu are rezerve de hrană, consumă mult. Iată, aici are păstură foarte frumoasă. Ramă cu miere, tot păstură, miere. Deci poate să ierneze fără ajutor această colonie. Așa. Deci e o ramă foarte frumoasă. Și acum urmează ce deosebește față de alte albine. Știu că îi poartă pielea la această matcă. Iată, aici avem puiet foarte frumos. Față de ceea ce ați văzut în ultimul timp pe YouTube, o să vedeți că rar găsiți câte o colonie care să aibă puiet astfel, până aici așa. Aici mai are ea, acum a depus ouă, a mai avut păstură, dar puietul e compact. E o matcă de calitate. Și albina, haideți să vă arăt, e așa, cu terghitele acelea, e roșie, așa frumos, iată, și albina. Mie îmi place foarte mult, mie îmi place această albină prin comportamentul ei. Deci, această ramă, multe colonii, probabil au pe 3 rame acest puiet. Sigur ați văzut filme zilele astea, nu zic că nu. Vedeți că nu mai e puiet. Unii zic că dacă are puiet la vremea asta, colonia e bolnavă. Trebuie să ținem cont un pic și de ce matcă ai în colonie acum, că nu poți să spui că acum n-ai puiet și familia e bolnavă, cum se poate așa ceva. Nu, așa e ea, așa e albina respectivă, iată, uitați aici. Așa arată această ramă. Aici mai are celul de trântură, a pus nectar, dar în rest matca a pus șauat. Acolo avem larve și albina tânără. Bine, nu zic neapărat că, iată, și partea asta e și mai frumoasă, aici, vedeți ce albine este, da? Foarte frumos. Bun, nu poți să spui, mă, că ai puiet și colonia e bolnavă, cum să zici așa ceva? Doamne ferește! Bine, deci ne luptăm ani de zile să obținem regine care încetează ponta în jurul lunii octombrie, dar în august totuși să aibă ceva puiet. Am și eu probleme stupine, nu multe, dar le voi rezolva, unele le prezint, unele nu, depinde de situație și de cum îmi vine mie în minte. Iată altă ramă cu puiet aici, da? Da, frumos, mult puiet.
Dar cum am spus, e doar la matca aceasta, matca asta specială, roșcată. Nu am multe anul ăsta, fiindcă nu am înmulțit eu anul ăsta. Aceasta am adus o bodcă, mi se pare că, și am făcut. Da, am adus o bodcă și e o bodcă de roire, fiindcă intrase și ea în friguri. Și iată ce rezultat frumos aici, un roi, foarte frumos. Iată o altă ramă. Și aici avem tot așa puiet larvar, foarte mult. Acum, mie mi-s foarte drag aceste regine roșii. Hai să vă arăt că nu v-am arătat o regină roșie. Cum arată ea, să vedem dacă... Ia uite aici, vedeți? Așa arată matca roșie. E foarte faină și face treaba. Mie unul îmi place foarte mult. Chiar depusese un nou. Bun. Atât am vrut să vă arăt în această colonie. Eu sunt foarte, foarte mulțumit de aceste albine. Acum, singura grijă mea care era cu această colonie este infectarea cu varoala, fiindcă având puiet așa mult, să știți că anul trecut o colonie matcă roșie am pierdut-o datorită infestării cu varoa. A fost singura colonie care am pierdut-o. Am neglijat eu niște lucruri, niște aspecte pe care anul ăsta nu le-am mai făcut. Luând în calcul cantitatea aceasta de puiet care o vedeți aici, trebuie să fiți riguros cu tratamentele. Deci atât. Asta e cea mai mare grijă pe care trebuie să o purtați la aceste regine. Să aveți grijă de varoa. E normal, având puiet mai mult, și varoa să aibă o putere mai mare. Bun, eu asta fac toată ziua. O să fie, cred că, primul film care îl pun azi, dar mai sunt filme, o să vedeți ce pune eu azi acolo. Dar asta mi-e dragă, această matcă e foarte dragă mie. Normal că o să-mi înmulțesc din ea, nu din această matcă, depinde cum va evolua în primăvară. Albina arată bine, e roșcată albina, și dacă albina e roșcată când face regine, atunci și regina poate să fie roșcată. Dar dacă ea e roșcată și albina e neagră, nu ți iese matcă roșcată din ea. Deci, dacă vreți să țineți cont de acest lucru când înmulțiți. Așa, eu pun catul, va ierna în condiții bune. Acum voi vedea în octombrie cât puiet o să mai dispună. Hrana are, coronițele sunt subțiri și este ideal pentru a ierna, fiindcă nu trebuie să fie coroană foarte groasă, în schimb să aibă două plăci bune cu miere în stânga-dreapta. Are și păstură. Eventual voi scoate o ramă, dar la cât puiet are, nu știu dacă trebuie să scot sau să trebuiască să îi aduc ramă cu hrană. Eu fac un fel de împachetare, să zic așa. E pentru... Așa le fac eu acum, la sfârșitul de august. Mă uit în cuiburi, restrâng cuiburile un pic și pun păturele peste folie. Folia încă o mai ținem. Vă o ținem până la ultima împachetare, până venim cu tratamentele. Bun. Deci atât am vrut să vă prezint despre această matcă care eu o consider pentru mine specială și mă bucur că o am în stupină. Bun, până data viitoare, numai bine!